E vorba de un pacient care a suferit un accident de muncă, i-a căzut în timp ce muncea, i-a căzut o scară în cap, i-a produs scalpare temporofrontoparietală dreaptă, era în ortostatism, adică în picioare, cum zice popular, și era bine. Are nevoie de alte, de internare, de... Are nevoie de sutură chirurgicală și e în afara oricărui pericol. Probabil că va pleca acasă dacă radiografiile și CT-ul nu vor confirma nimic. Accidentul s-a întâmplat lângă o clădire dezafectată din comuna Șimian. Bărbatul este angajat la CEZ Distribuție.